Bun găsit tuturor, suntem și astăzi împreună lângă Brad și chiar dacă Bradul este artificial și este împodobit cu multe globulețe colorate și chiar dacă eu sunt îmbrăcată previzibil în verde și roșu de sărbători, ediția de astăzi va fi o pledoarie împotriva clișeelor de sezon. Și vor susține această pledoarie scriitorul Florin Lăzărescu și Bobby Drumitraș de la Fără Zahăr, se aliniază curentului și somelierul Marian Timofti și ritmul ediției îl dă Opis Band cu piese pe care sigur nu le-ați auzit prin magazine în această perioadă.
Opis Band va rămâne cu noi până la finalul ediției. Eu una de-abia aștept să-i mai ascult. Până atunci însă am de gând să am un dialog grincian cu Bobby Dumitraș de la Fără Zahăr și scriitorul Florin Lăzărescu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce fel de dialog grin? Grincian! Adică suntem grinci. De la grinci, grincian. Aia răi, care urăsc Crăciun. Am înțeles. Îți mulțumesc că m-ai invitat astăzi, că mi-a dat ocazia să mă reîntâlnesc cu Florin. Și de până am amintiri despre cum acum vreo 10 ani am primit primul telefon de la el. Și ce-ți spunea? Îmi punea condeiul în mână, mă punea să scriu o rubrică la ziar. Da, și au prima carte la suplimentul de cultură, da? Da. Și da. Știu că mi-ai spus nașul la lansare, nu? Nașule, Maria ta. Și ți-am spus, îmi doresc foarte mult ca peste 10 ani să venim la TVR Iași, să ne pună apă în pahare și sticla de vin să rămână nedesfăcută. Las, le luăm la urmă, cum plecăm. Nu? Vinul și șampania la urmă, după ce învățăm câteva sfaturi utile de la un somelier. Voi știți cum se pune vinul corect în pahare? Cum cumpărați corect o sticlă de vin? Cum diferențiați corect, adică o sticlă cu vin bun de una contrafăcută? Dacă te vede Plotgardul, o cumperi, dai bani. Dacă nu, pentru asta, chiar este o știință, o artă, hai să spunem artă, știi? Pentru că la un moment dat, când ai îngrozitor de mulți bani, vrei inclusiv vinul să-ți fie servit așa, într-o manieră foarte poetică și foarte aplicată. Bine, atunci vă provoc să rămâneți și voi până la finalul ediției, să îl vedeți pe Marian Timofti. E un om spectaculos și care face spectacol, pentru că somelierul are și el teatrul lui. Da. Până atunci, însă, nu știu despre voi, dar eu una m-am cam supărat și m-am săturat de mesajele copiate de pe internet. Am obosit că mă tot roagă mama să ornez salata de băv. M-a enervat faptul că am văzut iar singur acasă la televizor. Și uite, așa vă dau tonul și mai departe vreau de la voi măcar, nu știu, două motive pentru care de sărbători mai deveniți și grinci din când în când. Băi, colindele care încep prin august, de exemplu, ar fi și atmosfera aia consumeristă dusă la rafturile de fiecare Crăciun când mă duc la cumpărături, arată ca și cum au fost prăduite așa și de fiecare dată întâlnesc câte unul mic care nu ajunge la un pachet de sus și mă simt atunci și eu Moș Crăciun, că mă simt foarte, foarte ok. Dar consumerismul, cred că asta mă deranjează cel mai mult. Asta te supără cel mai mult. Nu Bobby... mai poți. Încerc să-l nervezi pe Lăzărescu. Cu muzica nu mai enervezi. Nu cred. Stimatele mele gospodine, nu mă pricep foarte bine la bucătărie, da? Dați-mi voi să vă spun, dacă e salată băf, înseamnă că trebuie să aibă carne de vită. Orice alt animal tăiat, omorât și călcat în picioare și pus acolo, distruge denumirea de salată băf. Spui, îmi fac salata băf cu pui. Dar salată de pule se cheamă, știi, în franceză, nu? Băf. Băf e vacă, e vită. Ce fel de carne avea salata de băf pe care ai mâncat-o? De pui, bineînțeles, piept de pui. Eu mai știu și mușchi de porc. Și... mă rog, dar avem voie simplu. De cochon. Salata de cochon. Tradiționala salată băf, de pe vremea dacilor, nu? Nu, culmea cum s-a impus la noi. Chiar m-a întrebat. Da, cred că erau mâncăruri boierești. Aduse că e clar pari franțuzească și au intrat, dar acum oriunde la țară salata băf face parte din... Deci, la fel cum mănânc salată de ton, în salata de ton e musai să pui niște ton, salata băf la bază e salată de carne de vită în care mai pune niște legume, știi? Dar noi am scos carne de vită din ea. E ok, avem voie, zic. Să trecem peste momentul salatei de băf. Ce altceva te mai enervează de sărbători? De sărbători? Mă enervează... mă enervează ceva de sărbători? Am venit aici să fiu nervos, nu? Dualitatea asta între... Eu te-am invitat să fii simpatic, dar tu poți să fii și nervos. Între nașterea pruncului și Moș Crăciun. În sensul că de foarte multe ori lumea se supără așa, devine nostalgică și spune de ce tot atât dați cu Moș Crăciun când de fapt ar trebui altceva să sărbătorim, știi? Adică între doi prieteni imaginari trebuie să-l alegem neapărat doar pe unul. Zic eu. Și tu pe care l-ai ales? Ai scris Moș Crăciun, știi de ce? Pentru că atunci când eram mic și trăiam în era comunistă, Moș Gerilă venea. Cum venea Moș Gerilă? Că-s curios. Eu întreb prietenii. Dar cum apărea? De exemplu, la mine era o mână. Nu venea deloc tradițional. Venea tata la geam
afară, băteam geam, îl lemneam pe moment, așa, și vedeam o mână care tot punea cadouri, iar maică mi-a comentat. Pe geam? Spunea, da, da, pe geam. Atât, era o mână, mă spuneam, pe mine. Taică mi-a bani de un costum întreg. Da, nu, tata investea doar în cadouri. De obicei se îmbrăcau vecini între ei, știi? Acum te îmbraci tu în moșgerile, se chema, vii la ei mei, ei vinau. Nu chiar, nu, venea la mine. La mine Moș Crăciun a venit tot timpul într-o sanie trasă de un iepuraș. Nu, n-am știut niciodată de Rudolf, de Rand, dar nu l-am văzut niciodată, nu l-am văzut niciodată, probabil că parca Sania undeva la un cartier, distanță, nu știu, ești copil, dar meu, avea un iepuraș. 78, este în 53, adică nu... Păi de asta venea la voi, da, Moș Crăciun. Chiar mă gândeam astăzi, Moș Gerilă, știi de ce a supraviețuit comunismului? Pentru că era îmbrăcat în roșu. Și cumva, deși nu se spunea branduit, față, da, era emanație a bunătății Uniunii Sovietice. Cumva ea îl trimitea, știi? Dacă era altă culoare, nu merge. Când s-a încercat, parcă l-am luat și albastru, să schimbă culoarea, nu? A fost acolo 2-3 ani, tentativă. Inițial Moș Crăciun, știi că noi acum îl sărbătorim și pe Moș Nicolae și pe Moș Crăciun, dar de fapt sunt una și aceeași mâncare de pește, de salată, băf. Pentru că Moș Crăciun s-a demonstrat că... Vrei să facem o discuție scurtă? Nu, nu, nu vreau. Nu mai vreau să mai discutăm asta despre Moș Nicolae și Moș Crăciun, pentru că întristăm pe copii, poate se uită la televizor. Nu. Moș Nicolae e Moș Nicolae și Moș Crăciun este, da, Moș Crăciun. Moș Gerilă e Moș Gerilă. V-a adus Barza, da, da, da. Discutăm despre alte personaje, dacă vreți, ceva mai concrete. Uite, Bobby, în ultima perioadă eu m-am tot uitat pe pagina ta de Facebook, pentru că știu că sărbătorile sunt o sursă inepuizabilă de umor pentru tine. Și mă tot întrebam așa, până acum, în toți anii aceștia, un anumit folchist foarte cunoscut pentru faptul că ne aduce colinde în fiecare an, nu te-a dat în judecată până acum? Nu. Înseamnă că are umor. Dar asta că dat în judecată trebuie, nu știu, bănuiesc că e un cadru legal care trebuie respectat. În România pamfletul funcționează. Ar trebui, dacă ai ști voi câte scurte scenarii a scris Florin Lăzărescu, raport în care se referea la o grămadă de politicieni și făcea cu ou și cu oțet. Bine, erau cuvinte puse în gura unor personaje animate uneori. Păi și ai făcut pușcărie prea multă? Nu, nu. No. E pamflet. Nu, dar la muzică aveți ceva. Am văzut legea drepturilor de autor cu... Dacă respecti chiar notele, nu știu câte măsuri, nu știu ce, e o chestie, e un cadru legal. Dacă nu te-a dat în judecată, fii sigur că... Nu mă refer la legea de autor, e vorba de imaginea lui Ștefan Hrușcă. La un moment dat am făcut un colin parodic. Da, da, știu, știu, știu. Nu, nu tocmai, dar parodia... Vrei să ne-l cânti cumva? Nu știu, dacă vrei să vă întristez, trebuie să iau prea mult timp din emisie. Hai să vedem. Da? E lung. Deci tot ajungem la colin până la urmă. Hai. Tot. Ninge fără de răgaz și ne întrebăm cu toți la masă, de unde, Doamne, bani de gaz să încălzim întreaga casă. Leruile și iarăși le crapă oile de la poartă bate un om bun, căci uite câinele nu-l mușcă. Să fie oare Moș Crăciun este vestitul la Ștefan Hrușcă. Ceva de rău, nu? El în Americi stă ascuns și vine acum și ne surprinde, fiindcă în anul ce s-a scurs a mai compus vreo 8 colinde, poate 9, poate 10, nu știu. Leruile și iarăși le-l crapă oile de ge. Fii atent. Și am ca plan de viitor să pun deoparte niște lei, să vină doctorul Harbuz să mi-l dreseze pe grivei. Chiar bine să-l dresez, mă? Și când aude leruiler să-și ia comanda de atac și
până după sărbători, să nu-l coboare din copac. Și un mic refren. Leroile și iarăși le-l crapă oile dege. Deci, căci dacă nu am bani de gaz și nu am bani să beau o dușcă și nici nu știu ce înseamnă ler, de ce să-mi cânte, a? Ștefan Hrușcă. Nu are rost să vă mai cânt încă o dată refrenul, că o să plângeți. Ok, mulțumim. La anul și la mulți ani. La anul și la mulți ani, da. Ieri aveam niște colăcei pe aici, astăzi nu mi-a pus nimeni un colăcel, dar vedem noi, poate ceva de pe masă te tentează și... Aș vrea să dăm la urători. Aș prefera să primesc câteva sfaturi de la domnul sommelier. Am înțeles, bine. Vine și Marian Timofte imediat. Până atunci, Florin, motivul pentru care m-am gândit eu că voi doi ați funcționa foarte bine în formula asta, nu știam că vă cunoașteți bine și că sunteți și prieteni, este că știi bine că m-am citit și mi-a plăcut foarte mult una dintre cărțile tale, cea care de altfel ai lansat-o pe piață anul acesta, Întâmplări și personaje, și acolo am găsit câteva texte despre sărbătorile de iarnă și erau niște texte de Grinch. Și voiam să te întreb, în general scrii mai ușor despre lucrurile care te enervează sau despre cele care te entuziasmează? Dar în general sărbătorile, nu știu, vin cu un soi de depresie, pentru că obligația asta de a fi fericit, de a te împărți între familie, prieteni. În schimb, eu sunt fericit în restul timpului. Toată lumea vrea să te hrănească. Eu aproape că nici nu mănânc, țin o cură de slăbire. Toți spun, hai mănâncă. Vino marți după amiază și îmi dă un cozonac sau pe 13 februarie, nu știu dacă e joi sau ceva, dăm salată de of. Când sunt rupt de foame, vin de la serviciu. Așa da, măcar, scuze-mă, uite, animalele în Africa trebuie să mănânce în anotimpul ploios pentru a rezista să numără de foame în anotimpul secetos. Noi nu putem în 3 zile de Crăciun să crăpăm, să ne țină un an întreg sau până la Paște. Și iar ajungem la mâncare. Vă cred că vă este foame. Da, eu scriu, în cartea asta scriu despre lucrurile care mă fascinează. Uh-huh. Sunt multe și lucruri rele, da? Lumea obișnuită. Întâmplări și personaje sunt oameni pe care marea majoritate i-a întâlnit la bicicletă, în Iași, la volan. Uh-huh. Și până una alta e o carte care are foarte mult umor. Bobi, cred că ți-ar plăcea. Dacă nu ai, uite, fă-ți un cadou de sărbători. Da, Bobi, cred că mai știe. Unele din povestiri sunt în suplimentul de cultură. Deci genul ăla de pastile, să zic așa. Acum ieșim puțin din jocul ăsta. Te rog, pui o reclamă. Da, las că batem palma după și facem... Acum ieșim puțin din jocul nostru. Cel puțin din afară, Florin, se vede că ai avut un an extraordinar și e suficient să spun aferim. Ești ce nebun. A fost un an bun, nu? Nebun am nebun. Zis. Un an nebun, da, care... Cred că corile acestui succes încă nu s-au stins. Și... Păi, tocmai am întors... Acum o săptămână și ceva am fost la premiile Academiei Europene de Film. De la acolo Berlin. Unde m-am întâlnit cu mari actori, nu știu, cu Michael Caine, pentru mine. Și unde ai avut o nominalizare chiar pentru scenariu? Cel mai bun scenariu european, da. Foarte fain. Pentru prima dată m-am simțit emoționat în preajma unor vedete. Erau Colin Farrell, nu știu, Michael Caine, Charlotte Rampling, adică oameni. Am vorbit cu maestru Roy Anderson, care e unul dintre regizorii mei favoriți, să ai ocazia să-l întâlnești, să-l întâlnești până, mi se pare... Absolut senzațional. Felicitări, ce să spun, tot așa soții și anul viitor. Să fiu pe aceeași listă cu el la nominalizări, adică am concurat. N-a câștigat nici el, n-am câștigat nici eu. Și s-a întâmplat o fază foarte comică, așa, ca în filmele lui, dacă știți filmele lui, Roy Anderson. Erau 5 filme nominalizate, se prezentau trailerele și până la el, la best director, la cel mai bun regizor. Și acolo a urmat și un moment în care prezenta fiecare regizor. Și el a fost primul prezentat și a crezut că a câștigat. Și tot urca pe scenă și tot în meniu, în jur disperat, dar nu stai acolo. Și el tot felicita la sală. Și n-a câștigat. Mai avem foarte, foarte puțin timp. Bobi, a fost un an bun pentru tine? Da, foarte fain. Un motiv pentru care a fost un an bun, spunem. Da, am scris o piesă folk foarte simplă și foarte apreciată. Se cheamă De la munte. Și într-o următoare ediție poate o să o și ascultăm.
Mulțumesc tare mult, băieți, că ați ales să fiți împreună lângă Brad în această după-amiază și până la urmă nu știu dacă a ieșit neapărat un dialog grincian, dar a fost fain. Da, a ieșit, crede-mă. A fost răi până la măduvă. Ok, să mai ascultăm o piesă cu Opis Band. Dacă nu ați cumpărat încă vinul spuman sau șampania pentru seara dintre ani, o idee ar fi să căutați în magazinele de profil vinuri produse în Republica Moldova. Acolo există zeci de crame care se mândresc cu vinuri excepționale și eu vă invit acum să descoperim pivnițele Brănești. Această cramă se mândrește în special cu vinul spumant produs în subteran. Vedeți chiar acum. Pivnițele Brănești înseamnă nesfârșite galerii subterane. Vinul ajunge aici prin conducte speciale, iar cea mai mare parte a procesului de fabricație se întâmplă aici, sub pământ.
Cu alte cuvinte, vinul de Brănești nu vede lumina zilei până când nu ajunge la destinație, adică în pahar. Cele mai vechi vinuri sunt de pe 70, 72, 74, 76, vinuri seci, vinuri de vinuri tari, vinuri de desert, să spunem, vin cu tehnologie specială, unde puteam propune și turiștilor și consumatorilor de vin, vinuri de calitate înaltă. Avem colecții de vinuri de spumante vechi. În anii 1993 am produs primul spumant clasic. Până în 2006 a fost undeva la 60% exportam în Rusia. După, adică în Rusia, fostele țări al CSU, Kazahstanul, Pribaltica, să spunem așa, Ucraina, Belorusia. Exportăm la moment în America, exportăm și am făcut contracte cu Republica Chineză. Acest vin, ce îi caracterizează pentru dânsul în aromile lui? O vișină. Și-a propus să schimbe modul în care românii beau și mănâncă. Provocarea lui să înlocuim paharul de țuică ce deschide de obicei masa de revelion cu un spumant, iar damigiana de vin cu o sticlă cu vin bine aleasă și bine potrivită cu felurile de mâncare din meniu. Somelierul Marian Timofte, bine ați venit! Mulțumesc, bună seara, la mulți ani dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația noastră. Știu că ați venit de departe, de la București, acolo unde vă desfășurați activitatea. Așa este. Întotdeauna întâlnirea cu dumneavoastră este o plăcere și mai mult decât atât, este plină de lucruri bune de învățat. Mă bucur să aud asta, într-adevăr, venim de departe, dar vin cu bucurie la Iași, Ieșean fiind, și ne vom petrece și Revelion aici cu această ocazie, în orașul natal. Și mă bucur că m-ați invitat să putem discuta despre educația la masă. Ați adus multe lucruri, instrumente, să le spun, pe care eu nu aș ști cum să le folosesc. Ne explicați dumneavoastră mai bine și între timp ne și povestiți puțin, pentru că aveți o meserie specială și încă nouă în România. Se cuvine să vă întreb cu ce se ocupă un somelier. Da, vedeți, un somelier se ocupă cu transmiterea acestei educații de restaurant, educație pe care noi nu prea punem mare accent, dar ar trebui să o facem, întrucât asta demonstrează nivelul nostru educațional unilateral în toate domeniile. Vinul e cultură. Vinul este cultură. A servi vinul la masă este o artă. Așa cum artiștii mai devreme au cântat, au stat împreună cu dumneavoastră și v-au transmis cultura muzicii, așa și somelierul la masă încearcă să transmită, este o parte nobilă, să spun, iar aceasta este un respect pentru vin, de a turna vinul în picioare. Deci niciodată din poziția așezut. De ce pun vinul în această mică carafă de vin? Este pentru vin alb. Și ce vreau să spun ascultătorilor dumneavoastră, iar dumneavoastră între timp o să le și demonstrați probabil, aș vrea să spun despre paharul de vin. Acesta pe care îl avem aici
este cel mai utilizat în restaurantele noastre, datorită grosimii, rezistenței și costului scăzut. Cred că îl recunosc. Cred că îl recunoaște. Noi îl poreclim într-un fel. Copită de măgar, deoarece întors, are forma unei copite de măgar. Sunt pahare care au și ele rolul lor, nu vreau să le denigrez, dar sunt pentru alt fel de vinuri. Vinuri de tip oxidativ, dulci. De tipul lacrima lui vin. Am înțeles. Eu o să vă pun acum același vin, ați văzut, am turnat din aceeași sticlă, vă torn același vin în pahare diferite. Și aș vrea să doar să-l mirosiți, nu numai să-l gustați. Să-l mirosiți și să-mi spuneți nu știu dacă din am care voie pahar să gust. Nu gustăm, suntem în televiziune, cu toate că vinul este recunoscut ca un aliment. Deci îl mirosim și aș vrea să-mi spuneți din care pahar vă transmite ceea ce a vrut producătorul și soiul de strugure să exprime. Primul? Primul. Între timp eu o să desfac și al doua sticlă. Parcă mai bine. Parcă mai bine, mă bucură. Al treilea e... E foarte bine. E foarte bine. Cum poate un pahar dintr-o sticlă, nu este o sticlă normală, este un semicristal, să schimbe totuși parfumurile vinului? Da. Din care v-a plăcut mai mult? Acesta. Al treilea. Să ne uităm puțin la el și diferența față de acesta. Nu știu dacă se poate vedea pe cameră, avem aici o buză a paharului care nu este polizată. Are un inel foarte gros, ceea ce lipsește la paharul de acolo. Schimbă parfumul vinului. Lucrurile astea le spun nu numai pentru telespectatorii noastre. Ar trebui să le înțeleagă cei din restaurante, patronii de restaurante, și să achiziționeze pahare corecte pentru acele vinuri frumoase pe care le-am văzut, fie din Republica Moldova, fie din România sau din alte țări. Ați mai avem deja un pahar. La un vin roșu? Da. O să vă spun și despre el. Mai avem un pahar. Și nu folosim o carafă mică pentru vinul roșu. Folosim un decanter, deoarece o să vedeți că această sticlă de vin roșu nu reușește să umple decanterul decât până la partea cea mai mare în diametru. La fel nu putem turna vinul din poziția aia. El este construit special tocmai ca să dea posibilitatea acestui vin să respire. Aromele lui sunt foarte închise, nu exprimă nimic acum când îl turnăm în decanter. Dar după circa o jumătate de oră, o oră, oprim decantarea întrucât are o depunere. Asta îmi dovedește că vinul este curat din struguri. Nu este realizat din nu e un defect. Alte substanțe. Nu este un defect, e o calitate. Și trebuie să o apreciem. Și bineînțeles că după o perioadă de decantare, turnat în pahar, avem nevoie de un pahar cu diametru mare. Tocmai pentru a-l lăsa să respire și a exprima toate calitățile soiului de strugure din care a fost realizat. Este un lucru pe care în restaurante ar trebui să-l... Țin bine paharul? Poftim? Țin bine paharul, așa? Da, e puțin cam sofisticată prinderea, într-adevăr, cam riscantă. Așa ar fi mai normal? Așa ar fi mai normal, dar e și dificil. Așa? Niciodată. Așa nu, pentru că încălzim sticla și transmitem temperatura. Cel mai corect este să-l așezați pe un suport și o să vedeți dacă puneți dedesubt un suport, veți avea mai multă priză la pahar și vă va fi mai ușor să-l rotiți. Dacă îmi permiteți, acum riscă să se încline. Așa. Dar dacă eu îl așez pe un suport și îl prind cu degetele, astea nu mai există niciun risc. Cu cât piciorul e mai lung, suportul e în partea de jos a mâinii. Încercați și o să vedeți că e mai comod. Sper să nu... Nu, e mult mai așa? Comod. Da. Aha. Ah, nu mai alunecă. Am înțeles.
Mai am aici obiectul nostru de zi cu zi. Și ce face somelierul în restaurant? Degustă toate vinurile, degustă toate preparatele, încearcă să le asocieze cât mai bine cu preparatul pe care îl servește la masă. A degustat toate vinurile nu înseamnă neapărat a bea. E un gest care nu prea dă bine în televiziune, cum se spune, dar... Odată analizat vinul, nu trebuie neapărat să-l înghit. Tot somelierul este cel care cumpără vinurile pentru restaurant? Normal, așa ar trebui să fie. Să fie trimis de către proprietarul restaurantului, să achiziționeze vinurile sau să le deguste atunci când distribuitorul vine la restaurant. Dar spuneți-mi, câte restaurante din România au somelier? Puține și nu reușesc să-și facă treaba. Aici suntem deficitari, nu este vina noastră. Într-adevăr, un somelier muncește pentru a ajunge la un nivel de perfecționare adecvat, pretinde un salariu în plus, dar faptul că el reușește să fidelizeze clientul către restaurant ar trebui să îl apropie mai mult de adevărata lui meserie și patronul să-l lase să-și o desfășoare așa cum trebuie. Lucru care nu prea se întâmplă și atunci domnii noștri proprietari de restaurante preferă să spună: e bine așa, aleg eu vinurile, fac eu prețurile, nici prețurile n-ar trebui să le facă ei. Pentru că se apropie Revelionul, să vorbim puțin și despre șampanie. Tocmai ați prezentat un film în care ne arăta cum se realizează această băutură supremă sau vinul suprem, cum îl denumim noi. Acolo la Brănești, să știți că se găsește și o colecție destul de impresionantă de șampanie, sticle de colecție. Dar compania produce, cred, mai mult vin spumant decât șampanie. Ceea ce ați adus dumneavoastră este o șampanie adevărată. Nu, este un vin spumant. Este un vin spumant? Da. De ce l-am adus în poziția asta și de ce vi-l prezint așa? El se află în faza premergătoare a intrării pe piață. Deci vinul stă, spumantul, stă în poziția respectivă luni, ani, chiar zeci de ani. Pentru o șampanie de calitate stă zeci de ani, timp în care este învârtit o un sfert de tură în fiecare zi, pe niște pupitre de lemn, de oameni care învârt aceste sticle. Drojdia din acest vin se adună în dop, iar dopul este unul asemănător cu cel de apă minerală, de bere, cum vreți să-i spunem. În momentul extragerii acestui dop, operațiunea de degorjare se cheamă, drojdia care s-a adunat aici în gâtul sticlei este aruncată afară, sticla se întoarce, se adaugă lichiorul de expediție, de fapt care dă și un gust deosebit vinului respectiv, o cantitate foarte mică cât se pierde din sticlă, și apoi vine faza introducerii dopului de plută și alegării lui cu coșulețul de sârmă. Eu sunt curioasă să văd exact cum se întâmplă. Eu am adus lucrurile. Mi-aduc aminte de data trecută când ne-am mai întâlnit într-o altă emisiune, atunci ați sabrat o șampanie, este adevărat, un vin spumant. A fost un procedeu foarte spectaculos. Sunt curioasă cum va fi de data aceasta. Este mai dificil cu drecul pe care l-am, dar voi încerca să fac acest lucru, să degorjez această sticlă și probabil se va vedea în apă drojdia care va sări de aici. Teamă, nu? Nu, pentru că totul se întâmplă sub apă. Este foarte simplu. Deci, apa s-a tulburat, iar aici am un vin limpede. Și toată drojdia e... Și toată drojdia este pe... O să vă schimb paharul. Da. Îl turnăm aici în recipientul de deversare al nostru, al somelierilor. Și aveți în paharul nostru un vin limpede. Apa de aici fiind tulbure. Arată extraordinar. Da, presiunea este mare la o sticlă de asta. Avem înăuntru circa 2,53 atmosfere.
Este bine să nu ne jucăm cu desfacerea acestor sticle, pierdem tot lichidul. Aici nu avem un... Nu încercați asta acasă, nu? Da, o puteți încerca, dar veți rămâne fără șampanie. Chemați somelierul. Veți rămâne fără. Ca și operațiunea de sabrare, este o operațiune care n-ar trebui să o facem. Noi o fac specialiștii din viticultură, producătorii de șampanie. Ca întotdeauna, întâlnirea cu dumneavoastră mi-a adus foarte multe informații și sper că acestea au fost de folos și telespectatorilor care ne-au urmărit. Ar fi frumos dacă am putea să avem la masa de Revelion un somelier lângă noi, dar până atunci măcar să încercăm să avem o oarecare conduită chiar și acasă la noi. Nu am apucat să vorbim foarte multe despre cum asezonăm la masa de Revelion vinul cu mâncărurile. Poate băutura foarte supremă. Băutura supremă se bea înainte de masă, adică un pahar de spumant. Este cel care deschide pofta de mâncare, contrar a ceea ce știm noi că o țuică deschide pofta de mâncare, țuica nu făcând altceva decât blocând digestia, punând ficatul la lucru. Da. Și ni se creează acel gol în stomac. Dar el lucrează doar ca să digere alcoolul. Un pahar de spumant secretă anumite sucuri gastrice care ajută digestia în timp ce stăm la masă. Aici este toată diferența. De ce îl chemăm vinul suprem? Pentru că se poate asocia, în funcție de cum este elaborat, la orice fel de mâncare. Dar nu e bine să începem cu un pahar de spumant, să bem un pahar de vin alb la cărnurile albe și soiul de strugure să-l alegem în funcție de garnitura pe care o avem la masă. Lucru complicat și lumea nu vrea să audă de așa ceva, dar echilibrul gustativ pe care îl creează în gură, o asociere perfectă, fidelizează clientul către locația respectivă. Și vinul roșu la carnea roșie. Iar vinul roșu să-l consumăm la preparatele mai grele, să spunem, mai consistente, cu fibră mai multă, carnea roșie, bineînțeles, deoarece are un rol foarte important. Taninul din vinul roșu face să precipite toată saliva din cavitatea bucală. Pe ultima când carnea întrebare... roșie... Da? Produce această salivă. Am înțeles. Deci este un joc între cele două preparate. Ultima întrebare și este una foarte delicată. Nu știu sigur dacă unii dintre cei care ne privesc vor să asculte răspunsuri. Răspunsul. Ce cantitate recomandați a fi consumată într-o seară? Suntem la sărbători. Nu putem să renunțăm, românește vorbind, la anumite cantități de vin. Nu trebuie să exagerăm, dar un par de 160-70 de mililitri de spumant, la fel un par de vin alb. Putem trece și la un vin roze în funcție de preparatele pe care le avem la masă și un par de vin roșu ar trebui să ne ajungă, să ne satisfacă plăcerile. Nu reușim niciodată să ne abținem. Asta e. Să spunem la mulți ani tuturor și sărbători fericite. Mulțumim tare mult că ați fost în această după-amiază alături de noi și vă propun să asezonăm dialogul nostru cu un reportaj despre gastronomie de data aceasta, gastronomie românească. Vă arătăm o rețetă de păstrăv afumat în cetină, o rețetă care vine tocmai de pe Valea Săului. Ia să văd eu dacă păstrăvul meu s-a afumat de ajuns. Da, este bun, nu mai curge zeamă de el. Păstrăvul meu este bun de scos și pus la hitră de braț să-l face hărzob, cum se face pe apa Săului. Păstrăvul este prins din apa Săului, cum se cheamă și localitatea noastră, și părâul are același nume. Acum, să mă apuc să-l iau eu foarte frumos de aici. Treaba mea s-o cam terminat, după ce am afumat păstrăvul. Îl aduc și îl predau frumos o tanti Sândica, că de aici încolo e treabă de femei. Lasă-l aici. Și să ne arate ce știi să facă de aici în continuare. Lasă-l aici. Spor la muncă, doamnelor. Mulțumim. Lasă că de acum le-ai dat cu mâini bune. Punem păstravo acum peste cetină, mai punem niște cetină peste el. Și acum aplicăm și partea asta peste asta lantă. Și o-l începem să-l coasem și iasă hârzoavă. Păstravo afumat se păstrează mult mai bine decât cel prăjit, este mult mai sănătos și estetic și are un gust deosebit atât de la fumul de brad, de fag, cât și de la cetina de brad.
Aici avem tot un produs tradițional de pe Valea Săului, caș de vacă afumat. Așa. Se prepară tot în stilul păstrăvului, în prașlă, cu foc, cu fum rece, de la lemn de fag, pe pat de cetină. Se ține 10 ore, 12, o zi întreagă. Bună ziua, doamnilor! Bună ziua! Ați găsit treaba! Aproape, hai că aproape. V-am adus un rachiu fiert, luați și voi! Mulțumim, mulțumim! Și serviți! Cât mulțumim. E cald, că ați înghețat! Așa este! Da. Mulțumim! Mulțumim! Poftim! Mulțumim! Da, femeile din zona noastră, de pe Valea Săului, sunt foarte pricepute. O parte din ele se ocupă cu creșterea animalelor, o parte din ele au servicii la oraș, bineînțeles, că aici nu prea e la țară atâta, creșterea animalelor, cu prășitul vara, cu cositul, cu adunatul fânului. Avem cu ce ne mândri și gospodari și așezați și omenoși, primitori. Așa cred. Avem copiii care învățăm tradițiile acum, noi mai lăsăm, că s-au pierdut câțiva ani, nu mai s-a știut nimic. Acum am început, ne-am format noi ansamblu și aducem și nepoții și copiii noștri și încercăm să repunem pe picioare ce s-a pierdut. Acum de v-au plăcut produsele noastre tradiționale, păstrăvul care l-am făcut hârzob, așa, și cu cașul afumat, toate în cetină de brad, vă invităm la Său să le degustăm. Rolling on the river.
Piesă grozavă și o interpretare grozavă. Mulțumesc tare mult, Opis Band. Ca de obicei, un recital, un mini-recital de data aceasta de excepție. Cum a fost anul pentru voi? Acum să vorbesc în numele tuturor, nu? Din păcate, în câteva minute, trei minute, cât mai avem, nu voi putea să ajung la fiecare dintre voi. Dar felicitări și jos pălăria în fața voastră. Anul pentru noi a fost super. Ce pot să spun? A fost plin de evenimente, plin de multe realizări și de bucurii, ca să spunem așa, nu? A fost? A fost. A fost. De Revelion, seara dintre ani, vă prinde pe scenă sau vă permiteți luxul de a avea un Revelion pentru voi? Anul acesta avem luxul de a avea Revelionul pentru noi și cred că o să-l petrecem cu toții, ca într-o familie. Ca într-o familie. E, Opis Band este o familie, așa-i? A doua familie pentru fiecare. Componența actuală Opis Band este, nu v-am numărat, 11? 11 membri. 11 membri. Plus? 12 membri. 12 membri. Bine, mai stăm de vorbă sau mai cântăm? Nu știu, mai avem timp de piesă? Cântăm. Dragii mei, mâine ne întâlnim din nou împreună lângă Brad pentru o ultimă ediție de anul acesta, un pre-revelion alături de trupa Soundcheck, Dia, designerul Alina Buzilă, Alina Cosoi și actorii Mihail Arsenescu Werner și Emil Coșeru. Să fiți punctuali. Opis Band! Să
dar...